De ce? Una, pentru că noi trăim într-o lume în care toată lumea ne agasează. Toată lumea ne cum să zic eu, suntem prea agresați. Deschizi rețelele sociale, ai reclame peste reclame, peste reclame. Deschizi un site de știri, da? 7.000 de reclame peste tot, adică s-au ajuns la halul la care, și știm cu toții, sunt anumite site-uri de știri în care trebuie efectiv să petreci un sfert de oră să dai la o parte toate pop-up-urile ca deci să ajungi la informație. Îți vine să și închizi să... Adică mai degrabă te duci înapoi în comentariile de Facebook și vezi de fapt ce-o vrut să zic autorul, adică cauți o sinteză a cuiva decât să te-a pus să citești. Și atunci, datorită faptului că suntem atât de agresați, și vânzarea în sine nu mai are cum să fie agresivă. Eu nu spun că nu funcționează. Cifrele unora ar demonstra contrarul a ceea ce am zis eu acum. Eu spun doar ce mi se întâmplă mie. Eu știu că dacă vreau să fac o vânzare, nu trebuie să împing. Eu știu că vânzarea trebuie să fie o consecință a unei întâlniri care s-o baza pe argumente, care s-o baza pe niște discuții, care să aibă un fundament, să aibă o logică și nu neapărat că am pus eu mâna pe telefon, am sunat prin cumpără de la mine, că am cea mai bună ofertă. Deci asta ar fi...